Câmpul Anca Heldne, de 36 de ani, a fost suspendată provizoriu din activitate după ce un test antidoping efectuat la campionatele naționale a ieșit pozitiv, scrie prosport.ro. Medaliată cu bronz la campionatele europene de la Torino, aruncătoarea de greutate nu se află la prima abatere, ea fiind depistată pozitiv și în 2010. În astfel de cazuri, regulamentul prevede ca un sportiv să fie exclus pe viață din activitate. Denotat faptul că sportiva noastră a participat ulterior după ce fusese testată la Mondialele Indur de la Sopot, Polonia. Rezultatele testului sosind abia după terminarea competiției. Dacă nu va cere proba B, care va fi analizată la un laborator acreditat, suspendarea va veni în mod firesc. În 99 dintre cazuri, contraexpertiza confirmă proba inițială.